Bună, Alex! Bună, Simona! Cum te simți? Bine, sunt ok. Mai puțin de o zi până la Gala Marea RXF. Gală. Da, Marea Gala RXF. Până la Marea Bătaie. Până să vorbim despre gala, aș vrea să vorbim puțin despre conferința de presă de aseară. Conferință în cadrul căreia tu ai fost prins așa într-o mică altercație. Am fost prins între niște animale, un om între animale. Ce te face să spui asta? De ce? Pentru că așa mi se pare mie comportamentul unora de acolo. Nu toți. M-am exprimat greșit la prima dată când am zis. Unora dintre ei sunt niște animale. Să înțeleg. Iar eu mi-am păstrat calmul și n-am dat satisfacția să arăt că am nerșit și să procedez la fel cum au făcut ei, pentru că asta înseamnă un caracter bun și un om puternic. Nu, eu nu cred că îți dovedești bărbăția prin a arunca cu sticla de apă sau să înjuri sau să provoci un om la bătaie acolo. Nu, eu zic că un bărbat trebuie să stea liniștit la locul lui și să aibă un caracter deosebit față de ceilalți. Crezi că gestul pe care l-a făcut Zănoagă, cel de a arunca cu apă pe tine, a fost făcut special pentru a te provoca, da, ca tu să accepti? Da, da, sigur. Da, să ajung în așa fel încât să-mi fie mie, nu știu, nu să-mi fie frică, să mă facă pe mine să fiu mai nervos încât să accept lupta. Dar mențin în continuare ceea ce am zis și la conferință, nu este răspunsul în continuare, pentru că nu vreau să-i dau satisfacția de a lupta cu mine, pentru că el asta vrea, să lupte cu mine și într-un fel să-l răzbune pe fratele lui care a luat bătaie de la mine în meciul RXF. Ok. Am văzut la sfârșitul conferinței de presă, când după ce toată lumea a plecat, am văzut că tu erai alături de Simina, da, și v-ați retras într-un colț alături de George și ați avut nu, o... Ne-am retras. Nu, da, el a venit după noi. Da. Am așteptat pe Simina să iasă de pe rând și între timp a venit și George. Și a venit Simina să-i zică câteva cuvinte și lui, pentru că este fostul ei cumnat și până la urmă este iubita mea și este normal să mai zic eu și acolo câteva cuvinte să-mi ia apărarea și din cauza asta. Dar până la urmă am luat-o și am zis, hai, gata cu subiectul ăsta, hai să mergem acasă. Am auzit că George i-a spus Simina, tu nu te băga că nu e treaba ta. Am da, auzit bine? Ceva de genul parcă a zis. Nu mai știu exact ce a zis, dar parcă a spus și asta, da. Toți cei care am văzut gestul, am rămas puțin așa, nu am înțeles exact. Din punctul meu de vedere, unii oameni cu capul pe umeri știe cum să judece această altercație între mine și George. Cum mă văd pe mine și cum îl văd pe el. Eu, de exemplu, m-am uitat și pe TikTok ieri seară, la toate comentariile și pot să zic din 200 de comentarii, 3 sunt proaste despre mine. În rest, George a decăzut foarte mult. Pentru că nu mi se pare normal ceea ce a făcut. Ce, trebuia să acum să iau, să arunc și eu cu apă pe el sau să mă ridic, să-i dau un pumn? Nu. Mai bine mi-am păstrat calmul. Într-adevăr, m-am enervat, nu pot să neg lucrul ăsta. Tremuram de nervi încât nu voiam să mă ridic, oarecum, oare să-i dau și eu una, oare să arunc cu apă, de-aia zis, nu, mai bine stau în banca mea și mi-arăt caracterul meu de om normal și puternic. Așa, din punctul meu de vedere, eu așa cred că am procedat corect. Este adevărat ceea ce a spus George la conferința de presă, că tu, motivul pentru care a aruncat el cu apă pe tine este din cauza faptului că tu ai făcut mișto de el în online? Eu n-am făcut mișto de el pe live, pur și simplu Raul Dan a zis la modul că ca și cum George se laudă că a făcut nu știu ce sporturi și că e campion și că chestii din astea. Și eu am râs când a zis de ce sport a făcut el atolo. Atâta tot. Și am zis, bă, eu nu știu să fi făcut el sportul ăla. Eu știam doar de kick, atâta tot. În rest n-am vorbit altceva despre el, gen urât sau să-l denegreze pe el, nu. Ba chiar el a vorbit despre mine la anumite emisiuni. Cum te simți în momentul acesta, mai ales în lumina ultimelor evenimente de aseară, acestei altercații? Ești mai nervos? Ești mai determinat să intri să câștigi? Ești... Păi, pot spune că ei credeau că mă vor intimida acest lucru și mă vor, nu știu, mă face să pierd, să nu am puterea de a intra în cușcă, să fiu puternic. Nu, pot să zic că m-au făcut mult mai puternic și m-au înrăit încât să câștig și să le dau peste nas tuturor. Și o să surprind pe toată lumea. Nu ești din cușcă până nu câștig. Nu ești din cușcă până nu câștig. Da. Cum ți s-a părut oponentul tău la gala de aseară? Am crezut că el, în afara camerelor, este un om ok, un om deosebit. Dar când este filmat, este cu totul diferit. Adică
se schimbă, nu mai este Ovidiu Neveu, este, nu știu cum să zic, numai... Personajul. Personajul lui, da, exact. Se schimbă în totalitate. Adică mi s-a părut puțin cam obraznic. Asta este cuvântul care îl folosesc eu mai mereu. Obraznic. În continuare am văzut că a avut replici... Adică gen mi-e milă de el, mi-e astea. Și eu n-am nevoie de milă, nimeni și cu mie milă. Ce milă? O să vezi tu ce milă se întâmplă în cușcă. Am văzut că în continuare a avut replici și la adresa Siminei, da. Că ai zis că o pupă sau nu știu ce a zis, nu am fost atent, nu știu exact ce a zis și atunci. Că, da, și că i-a zis că Simina, ce fel de, ce femeie ești tu, cum îți aperi bărbatul, că dacă erai femeia... Nu, mie nu mi se pare normal acum, dacă eu eram acolo la conferință, Simina gata să urce pe scenă și să ia microfonul și să vorbească. Nu, era normal să stea la locul ei acolo. Era normal eu să-mi iau apărarea singur. Și eu, nu știu, eu zic că am procedat corect. Cu ce gânduri, în afară de cel de a câștiga, intri în competiția de mână, de mâine? Ce ți-ai dori să se schimbe în viața ta? Păi, eu cred că în momentul de față nu vreau să se schimbe nimic. Este totul ok. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că pentru tot ceea ce am până acum. Este perfect. Îți dorești să continui în cadrul proiectului Eric Sef și da, poate să fii unul dintre luptătorii care vor lupta și în gala cu numărul 44? Păi de lupta voi lupta, pentru că am un contract asta, adică mai am încă o luptă. Okay. Da, îmi doresc să continui. Cu cine îți dorești sau cu cine te vezi luptând? Păi nu știu dacă am neapărat, dacă îmi doresc așa, nu știu, foarte mult să... Am ceva în minte, nu vreau să zic acum cu cine vreau să lupt, vreau să fac un anunț după gală, chestia asta. Ok. Vei face o provocare în timpul galei, în cadrul galei? Așa m-am gândit, da. După ce îl pun pe NV-ul la pământ. Această provocare rămâne valabilă și în cazul în care tu vei pierde? Știu că tu nu consideri că... Pentru mine, acum dacă pierd, gata, nu este capăt... Doamne, ferește, nu ce, în viață mai și pierzi, mai și câștigi, viața merge înainte. Nu, tot voi continua și tot voi provoca. De ce nu? Consideri, dacă ai pierde, consider că o pierdere este, poți învăța din ea și merge clar, mai clar. Departe sau o consideri da, lecție de viață? Mă va motiva să mă antrenez mult mai bine. Poate că gen nu am fost destul de ok. Dar, din punctul meu de vedere, șansele sunt 50%-50%. În cușcă. Poate să lupte doi profesioniști și poate să zicem unii campion mondial și celălalt are 2-3 meciuri, dar poate la cu 2-3 meciuri poate să-l bată pe cel campion mondial. Se nimerește. N-ai de unde să știi ce se întâmplă în cușcă. Cum te îmbărbătează Simina în momentele acestea? Fai foarte mult, adică nu știu, mereu îmi spune cuvinte frumoase, mereu îmi este alături, cu toate că, nu știu, în momentul ăsta poate prefer așa, stau mai liniștit, așa să mă gândesc eu la să am eu tactica mea, nu știu. Dar eu apreciez foarte mult chestia lângă mine și mă susține. Cine va fi mâine alături de tine? Păi vor fi mulți. Nu știu, sunt foarte mulți la masa mea. La masa mea. Sunt mulți care mă susțin. Mulți prieteni. Mulți prieteni, Simina. Din familie nu o să fie nimeni. Asta urma să te nu, întreb. Pentru că ei nu prea acceptă acest lucru. Și nu prea... De exemplu, mama, cred că dacă ar fi acolo, cred că ar leșina direct. Da. Am înțeles. Ce mesaj ai avea pentru cei de acasă, cei care ne urmăresc și ar vrea cumva să îți calce pe urme ție păi, și celorlalți participanți? Uite, lăsând deoparte ce s-a întâmplat la conferință și poate oamenii mă cred un om slab, un om fricos, eu cred că nu contează să fii mahala, să fii un animal la o conferință, contează să ai caracter și să surprinzi prin altă parte, cum voi surprinde eu în cușcă. Iar pentru adversarul meu, îți zic doar două cuvinte. Vei pierde. Ești foarte încrezător că el va pierde și vei câștiga. Sunt încrezător în ceea ce fac și așa trebuie să mergi în viață. A, mai ai momente, poate când mai stai așa puțin, așa, te mai gândești, dar cel în mare parte sunt încrezător. Crezi că frații Zănoagă și cei care vor fi alături de ei, pentru că sunt sigură că va fi și... Alex Zănoagă acolo să-și susțină fratele și vor fi o echipă destul de mare să-l susțină pe George. Crezi că te vor huidui? Vor încerca să te descurajeze? Da, aia nu mai pot eu. Să zic că ce vor ei acolo.
eu mă voi concentra strict pe meci și atâta tot. Și până la urmă, susținerea mea este mult mai mare decât a lor. Și n-au... am ce trebuie lângă mine. Eu sunt curioasă dacă Alex ți-a transmis vreun mesaj sau ați vorbit când? Ceva despre perioada asta. Nu prea am vorbit eu cu Alex, doar când îl duceam pe Dominic la Alex, doar ne salutam și atâta tot. Adică n-au fost conflicte sau să ne înjurăm sau multe alte chestii între noi. Nu. Doar știu că ieri la conferință, când ce a făcut George gestul lui așa, a spus ceva de pe margine. N-am înțeles exact ce a zis, dar știu că a zis în favoarea fratelui lui. Bine, e normal să zic în favoarea fratelui lui, dar zic ca fapt divers că s-a băgat și el repede acolo. N-am înțeles. Da. În condițiile în care eu știu că el se simte trădat, dar până la urmă eu sunt alături de copilul lui. Am grijă de el, îl cresc și până la urmă copilul stă 6 zile cu mine, cu el stă o zi din săptămână și ar trebui să mulțumesc pentru asta, pentru că putea să dea de alt tată care să, nu știu, să-l urască și să se comporte urât cu el. Și asta ar trebui să aprecieze și să mulțumesc doar pentru asta. Eu zic că contează foarte mult lucrul ăsta. Da, într-adevăr, chiar contează. Trebuie să fie puțin mai matur, să se maturizeze de fapt. Eu n-am mai vorbit de el de rău sau alte lucruri. Dacă îi zic să se maturizeze și să nu mai fie matur, eu zic că este un sfat. Ar trebui să-și dea seama de multe alte chestii. Să vedem cum se va termina și gala cu numărul 43 și eu abia aștept și poate că spiritele se vor calma puțin și între voi toți, ca să zic așa, că este clar. Eu sunt pregătit pentru orice, v-am zis, dar nu-mi place să fiu mahala sau animal când nu este cazul. Vreau să surprind când trebuie și e mai bine așa. Alex, îți mulțumesc pentru că ai mulțumesc venit astăzi. Mulțumesc și eu, m-ați invitat. Alături de mine la acest interviu. Eu îți urez mult succes pentru mâine. Nu scap de mine, mă vezi și mâine acolo. Da, sunt conștient, ca și data trecută. Abia așteptam să ies din cușcă și tu tot îmi puneai întrebări. Eu eram acolo, da. Femeia pe care o urăsc toți. Da. De care nu scapă bărbații. Da, de data asta o să fie probabil altfel. O să am suflul mult mai bun și o să am timp să zic acolo mai repede la întrebări. Ne vedem și mâine, Alex. Da, ne vedem. Mulțumesc și eu.